Salutare și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vom face paste carbonara. Prima oară vom pune pastele la fiert. Bun, am pus pastele la fiert, acum ne apucăm de compoziție. Pentru compoziție avem nevoie de bacon, care vom toca. Nu nici mărunt, nici foarte mare, așa, un bit. Am tocat baconul, iar acum ne apucăm să facem sosul pentru pastă. Pentru sos avem nevoie de 4 gălbenușuri și parmezan pe care le amestecăm în cumbă. Eu acum voi separa gălbenușurile într-o ustensilă pe care o găsiți și voi în comerț. Am separat cele 4 gălbenușuri, adăugăm parmezanul. Iar apoi amestecăm până devine o pastă. Dacă v-ați dus, putem adăuga piper sau sare. Am terminat sosul, iar acum mergem și ne apucăm de compoziție. Adăugăm un pic de ulei de măsline și prăjim bacon. Iar acum adăugăm bacon. Baconul este prăjit, iar acum adăugăm paste. Iar acum este momentul potrivit pentru a adăuga sosul. Pentru a nu fi pastele ghețoase, vom adăuga piper, proaspăt măcinat. Pastele sunt gata, le lăsăm să se odihnească, le facem un plating și le servim. Acestea au fost pastele mele carbonara. Sper să vă placă. Dacă o să le încercați, să scrieți în comentarii să știu cum v-a ieșit. Să dați un subscribe și noi ne vedem data viitoare cu alte rețete.